Ce oameni buni, dar comandă ceva de pe acest exclusivist vas. Bună ziua, domnule ospătar. Bună seara, stimate domn. Ce doriți să comandați? Aș dori și eu să comand ceva din meniul dumneavoastră exclusivist. Am întrebat, domnule ospătar. Se poate servi mash fries and baked jack potatoes? Ne pare rău, dar acest preparat nu mai este valabil în această seară. Am ceva doriți? Am înțeles. Atunci aș putea să servesc o porție de chicken a la Maryland? Desigur. Ok, preparatul nostru va ajunge în cel mai bun și rapid timp posibil. Bună ziua sau bună seara! Eu sunt gazda dumneavoastră, Octavianica, și astăzi am să vă gătesc chicken a la Maryland. O să avem nevoie de următoarele ingrediente: zăr de lapte, piept de pui, unt, făină, 3 ouă, mălai. Prima dată eliminăm grăsimea de pe pui, cum o elimin eu la sală, și ca o notă suplimentară se pot prepara 5 sau 6 porții totale din ingredientele prezentate. Și apropo, vă recomand să stați până la final, deoarece o să apară un invitat neașteptat. Nu ratați ocazia, deoarece știu că aveți popcorn sau chipsuri destule pentru acest videoclip. Acum, hai să continuăm rețeta și nu vorba. După ce am dat un speed up la procesul de curățare a grăsimii, acum trebuie să așezăm pieptul de pui într-un castron, după cum vă arată și bucătarul din videoclip. Următorul pas, evident, este să turnăm zărul de lapte în castron cu calmitate, nu ca un om cu imperfecțiuni și multă grabă. Acum trebuie să amestecăm zărul printre pieptul de pui la viteza unui videoclip care se încarcă atunci când nu ai net. Aparent. Acum, într-un instrument ce mamele îl numesc cratiță, punem câteva bucăți de unt tăiate foarte fin, atât de fin încât zici că sunt chipsuri de buget. Și apropo, nu trebuie să tăiați foarte multe bucăți de unt, deoarece o să iasă destul de neplăcut. La foc mic, untul trebuie topit pentru câteva minute, nu prea mult, evident, deoarece o să trebuiască să desfacem furia de pe castron și așezând cu foarte mare profesionalism pieptul de pui pe un fund de lemn sau din plastic, cum este și în cazul acestui bucătar care își pune în palmă câteva grame de nucșoară. Ingredientul de care pieptul de pui nu poate avea aparența sa magică. Acum începem să spargem ouăle. Of, știu ce vă gândiți, dar nu sunt acele ouă. Ok. Mă referam evident la cele din cutie de carton de la supermarketul de încredere al tuturor românilor. Într-o altă farfurie punem o cantitate destul de bună de mălai și ca un bonus presărăm puțină sare în farfuria cu ouă, în stilul lui Salt B. Hai noroc! Sau așa se vede că a încercat bucătarul nostru să presară. Următorul pas pentru prepararea pieptului de pui este evident. Trecerea fiecarei bucăți prin cele 3 farfurii pregătite anterior.
Acum bucătarul nostru o să vă arate în direct și numai în direct, pentru că nu se poate în reluare, cum să nu puneți puiul într-o cratiță. Exact. După aceea trebuie să punem cratița cu pieptul de pui la cuptor pentru 200 de grade și pentru 30 de minute. Și evident, în aceste 30 de minute o să facem ultimul pas sau lucru pentru a finisa preparatul. O să pregătim bananele trecute prin unt și desigur pregătirea sosului special. Și acum, fără explicații prea multe, am să vă las cu bucătaua dumneavoastră pregătim bananele, deoarece știu că deja sunteți sătui să auziți de atâta vorbă. Și apropo, dacă aveți nelămuriri în ceea ce privește preparatul, lăsați-le în comentarii. O să le citesc pe toate. Aproape că bate vântul în secțiunea de comentarii. Pe bun, lăsați niște comentarii, că n-am ce să citesc pe vacanța asta. Dacă sunteți nelămuriți în ceea ce privește sosul special sau pe numele său adevărat, sosul bechamel, ingredientele sale sunt următoarele: una sau două linguri de unt nesărat, două linguri de făină universală, două cești de lapte împărțite, o lingură de sare și o lingură de nucșoară proaspăt rasă. Sigur n-am citit-o de pe site-ul oficial, sigur. Dacă doriți ca preparatul sugerat de dumneavoastră să fie făcut de către mine în următoarele episoade, trebuie doar să îl lăsați în comentarii și pe baza voturilor voastre, adică numărul de like-uri per sugestie, am să decid următorul preparat ca să fie gătit în următorul episod. Acum, ultimul pas pentru a verifica dacă preparatul a fost executat conform rețetei originale. Trebuie să dăm testul suprem, testul papilelor gustative. Și aici intervine invitat special, doar așteptați. În sfârșit mi-a sosit meniul mult așteptat. Un chicken a la Maryland. Sosul bechamel, puiul și bananele confiate. Așteptăm prima degustare. Sper că e și bună. Un pui care arată extraordinar, în opinia mea. Arată foarte bine făcut. Luăm și prima aprobare de bucătarul, în opinia mea. A fost treaba destul de bună. Acum am încă o mușcătură, cum s-ar zice. Se pare că acest vas prestigios chiar oferă servicii prestigioase. Wow! Deci e excelent! Salut! S-a prins și camera pe cealaltă parte în switch.
Ce faci, Ion? Bine, tu? Foarte bine. Uite aici, preparatul zilei. Chicken a la Maryland. Ce părere ai tu? Chiar se vede foarte, foarte interesant. Și că am mai făcut poftă. Să fiu sincer. Într-adevăr. Eu i-am dat un, în media generală ar fi un 9 din 10, pentru că la texturi i-am dat un 10, la aspect un 7, sau nu mai știu de ce am zis exact, dar știu că e 7, 8 și 2 de 10. Mi-ar plăcea să fiu acolo să-l gust. Sunt sigur că e bun, dar la aspect eu îi dau un 9, adică e bine. Da. Adică mai ales că este un preparat din timpurile timpurile vaselor, nu știu să zic exact, da, de pe vremea Titanicului, pentru că acel videoclip a fost făcut cu ocazia aniversării a 111 ani de la cea mai mare tragedie navală, Titanicul. Într-adevăr, au existat și alte tragedii, dar asta este cel care a marcat lumea mai mult decât altele. Acum urmează să zic vorba zilei. Da, te las pe tine pentru că ești invitatul meu de onoare. Deci, un bucătar bun mereu trebuie să-și facă clientul ca să dorească a doua porție. Și cu asta fiind spuse, Octavian Cadici. Da. Octavian Cadici vă salut din acest mic studio și am fost și gazda voastră de asemenea. Și pe data viitoare, la revedere!